E filmul zilei. Lansarea candidatului PSD-PNL pentru primăria sectorului 3, Robert Negoiță, s-a întâmplat la Hala la Minor, adică în sectorul 3, doar că Robert Negoiță a venit în cârje pentru că tocmai a trecut printr-o operație. La un moment dat e absolut vizibil că suferă, avea dureri, dar îl oblojește doctorul Cătălin Cârstoiu, care, surpriză, este chiar ortoped. Această lansare a semănat mai degrabă cu o nuntă. Uitați-i pe cei care au fost în public. Am observat că atunci când au intrat în sală, cei doi lideri, Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu, au ținut neapărat să le atragă atenția jurnaliștilor asupra mulțimii care este în sală pentru a asista la lansarea candidatului Robert Negoiță. Și vine și bomba, pentru că Lili Ruse, prezentă în studio, bună seara, Liliana Ruse. Bună seara. Ne spune că ne-am uitat la un film și n-am înțeles ce film vedem. N-am spus asta, ar fi nepoliticos din partea mea. Și că asta a fost, de fapt, lansarea lui Cătălin Cârstoiu. Exact. Nu e adevărat. Nu cred asta. De ce, Cosmin? Ce rost ar fi avut tot acest eveniment dacă nu introducerea doctorului Cârstoiu în mijlocul membrilor de partid, PNL și PSD? Era un necunoscut, Liviu Negoiță, avea nevoie să apară în cârje cu suferința vizibilă. Bine, în cazul domnului Negoiță, de multe ori nu știe exact ce îi se întâmplă, dar bănuiesc că era durerea provocată de operație. A și fost ajutat. A și Cătălin Cârstoiu i-a ridicat piciorul pe un scaun. Ce poate fi mai bine decât să ai un coleg de partid ortoped în condițiile în care tu ai operația la picior? Totul se leagă. Era pur și simplu scris în stele să fie așa. A fost un eveniment bizar cap-coadă în ceea ce îl privește pe Liviu Negoiță, inclusiv discursul candidatului, dar încă o dată, imaginea ar fi trebuit să fie captată de candidat alături de cei doi președinți de partid, alături de doamna Firea, care a avut grijă în permanență să nu stea niciodată lângă doctorul Cârstoiu foarte aproape, ci să fie lângă liderii de partid. O vedem aici în dreapta jos, printre mese. Făcând ceea ce știe domnia sa cel mai bine, să stea de vorbă cu interacționează cu alegătorii. Da. Asta ar fi trebuit să fie ceea ce ar fi trebuit să facă doctorul Cârstoiu, însă îl vedeți în continuare flancat de liderii de partid, în general, în special de Marcel Ciolacu. Este o tentativă a premierului Ciolacu de a-l introduce pe doctorul Cârstoiu în rândul masei de pesediști. Și pare că doctorul Cârstoiu se simte relativ bine acolo. Dar, încă o dată, uitați-vă că avem imaginile. Uitați-vă la Liviu Negoiță. Iertați-mă, n-ar fi trebuit ca el să fie actorul principal al acestei povești? Păi da, că nu-i așa, știam că e lansarea lui. Și este? Nu este. Singura imagine cu domnul Negoiță, care ne rămâne tuturor în cap, Liliana este Ruse, acel picior operat. Cătălin Cârstoiu a fost lansat în sectorul 3? Păi e un sector în care PSD stă foarte, foarte bine. Să ne înțelegem, n-a fost o lansare oficială, a fost un pretext. Și doamnele alegătoare îl primeau mai bine pe Cătălin Cârstoiu pentru că sunt alegători tradiționali de PSD. Ați văzut că și Marcel Ciolacu a avut grijă să ne atragă atenția asupra mulțimii. Pur și simplu, mulțimii. Am zis Negoiță, e Robert Negoiță. Eu aș atrage totuși atenția, dacă îmi dați voie, asupra a ceea ce mi se pare cel mai acroșant din imaginea asta, din film. Cârjele. Dacă ar fi fost să fie mai bine regizat pentru doctorul Cârstoiu acest film, atunci ar fi apărut el în cârje. Ca să se vadă, să fie toți ochii pe el. Așa, Robert Negoiță a furat petrecerea. Cine este suferindul? Sigur că da. Nu știu dacă a furat-o, că totuși pentru el a fost anunțată ca fiind petrecerea. Metaforic între două cârje, domnule profesor. Dați-mi voie să mai fac o observație. Apropo și de ce discutam noi mai devreme despre faptul că trebuie să fim atenți nu numai la ce se face și la ce nu se face, nu numai prezențe, ci și la absențe. Poate nu reușesc eu să mai identific alte figuri, dar din tot PNL-ul nu cred că l-am văzut decât pe președintele Ciucă. A fost și Sebastian Burduja. O fi fost undeva și domnul Burduja. Dar pâlcul din jurul candidaților Cârstoiu și Negoiță este pâlc PSD. Și ține și asta de toată propaganda pe care parcă în ultimele zile mai
strident PSD-ul o aplică, confiscând tot mai mult ceea ce vrea să confiște din actuala campanie electorală. Confirm că Marcel Ciolacu a răspuns la întrebarea, dar de ce îl lansați pe Robert Negoiță înainte de a-l lansa pe Cătălin Cârstoiu? Marcel Ciolacu spune, pentru că avem un program și că acesta este programul. Deci, Liliana Ruse, anunțul a fost făcut pentru Robert Negoiță, nu era pentru Cătălin Cârstoiu. Tu ne spui că cu această ocazie Cătălin Cârstoiu a fost introdus mulțimii alegătorilor. A fost o lansare mascată pentru PSD. Pentru doctorul Cârstoiu. Florin Negruți. Da, dacă ar fi să dau un titlu la ziar, cred că el ar fi comasarea a reușit, pacientul e în cârje. Pentru că, într-adevăr, cârjele sunt vedeta acestui moment într-adevăr bizar. Eu am fost la multe evenimente de lansare, la multe evenimente electorale. Ce vedem aici este o tristețe maximă, niște oameni care stau ca la un vanghelion fără mâncare, pentru că vezi că au numai apă pe mese. Pe mese erau pahare cu apă, da. Oamenii ăștia înțeleg. Uitați-vă, un fel de palmier, uitați-vă, exact. Un fel de palmier, ce să ia? Chiar palmier. Palmier aduși în hală, hala la minor. Sub acoperiș. E plină de palmier tot timpul? Asta e natura locului, da. Da, am înțeles. Asta e flora. Flora. Știți că oamenii ăștia... E acum acolo și floră și faună. De fapt, este o șaradă, că... Nu e pe bune ce se întâmplă aici, că nu acesta este candidatul, că trebuie să tragă pentru altcineva. Și mulți dintre ei vor vota pentru altcineva, nu pentru candidatul Cârstoiu, care este prezentat pe la partid, că nu-l cunoaște partidul. Partidul cunoaște candidatul. Îi rugăm pe colegi să ne ajute și cu câteva declarații. La un moment dat l-am văzut pe Robert Negoiță pe scenă. O să auzim puțin din ce a spus Robert Negoiță. O să auzim puțin din ce a spus Cătălin Cârstoiu. Cătălin Cârstoiu ne spunea că s-a supărat boxa pe el. Și mi-aduc aminte și declarația pe care a făcut-o Sebastian Burduja, care l-a invitat pe Cătălin Cârstoiu să facă Bucureștiul mare și nu micul Paris. Acestea au fost declarațiile memorabile făcute astăzi la acest eveniment, la această lansare. Vor exista, au de gând să facă și lansări, cum suntem obișnuiți să vedem, adică cu militanți euforici, energizați. Dacă ai de unde să iei, sigur că poți. Nu mai există de susținători de parte? Acum hai să nu uităm în continuare la imagini. Oricum, această alianță PNL-PSD la nivel local a fost un dezastru. Este acceptată foarte greu, mă refer la membrii de partid, acceptată foarte greu de membrii de partid. Entuziasm de unde? Pentru că, așa cum spunea Florin Negruți, oamenii ăștia știu și ei foarte clar cine este pe primul loc. Poate că sufletul lor au o altă opțiune de vot decât doctorul Cârstoiu. N-aveai de unde să vezi acest entuziasm. Și în plus, nici nu e frumos când te duci în vizită la cineva și vezi că suferă, și mă refer aici la domnul Robert Negoiță, nu e frumos să te arăți foarte vesel. Încă o dată, ce rost a avut acest eveniment? Care a fost rostul său? Întrebarea este chiar, dacă știau că este așa, nu era mai bine să se abțină? Da, putea fi amânat. Sau domnul Negoiță, nici măcar nu știu ce suferință. Exact. Să se refacă, să apară frumos, dacă nu fi și pe aici vreo simbolistică. Adică doctorul Cârstoiu, cel ortopedul care, uite, îngrijește de Negoiță ca de copilul său, așa cum va îngriji și de București. Mă gândesc. Poate că asta a fost în spatele gândirii acestui eveniment. Dar este un fiasco. Oricum ai întoarce, oricum ai face, a fost un fiasco cap-coadă. Dar care este logica să începi marșul victorios spre primăria capitalei cu suferință? Pentru că uită-te la fața lui Robert Negoiță, omul Florin acesta Negruțiu a rămas suferă. Blocat în cârje. Omul acesta suferă, uită-te pe fața lui. Da. Chiar plus, cred că suferă. Evident. Amintiți-vă, PSD-ul susține pe Robert Negoiță acum la primăria Sirutului 3. Dar el n-a revenit încă în PSD. La lansarea la anunțul candidaturii doctorului absolut evident, dar la anunțul candidaturii doctorului Cârstoiu la acea mare conferință de presă, invitat la microfon, Robert Negoiță nici nu s-a lepădat de Cristian Popescu Piedone, nici n-a spus că el va candida pentru PSD. Adică eu în spatele acestei scenete, film, ce-o fi, nuntă, reveion, e un ghem de confuzii. Dumneavoastră spuneți că e posibil ca aici să fie existat o regie. Eu sper că e singur, adică sper să există o urmă de gândire logică în spatele acestui eveniment, nimic, sincer acum. Și nimic n-a fost spontan.
ajutorul acordat. Bine, n-au ajuns toți acolo în hală, pentru că așa spontan le-a venit să se adune la ora X în urma unor vise premonitori. Se știe care. Bun, pentru telespectatorii noștri care n-au urmărit acest vezi și film, autocarele, cum ați spus dumneavoastră. Să se văd acolo. Autocarele se văd, nu știu unde e. Ah, și aici se văd. Uitați-vă acolo în spate, după linia de palmieri, da? Sunt și ele introduse în hală. Buzele cu care au venit. Da, sunt introduse în pentru telespectatorii noștri care n-au văzut filmul ăsta, avem un rezumat pentru dumneavoastră. Iată-l. Bine a venit în prezent și un bărbat tânăr și păcat că îi încărge. M-ați accidentat? Îmi cer scuze. Te opera Cătălina, acum n-avem. Nu că ai polpa. O să-l operăm acum la Corazon. Picioarele se rezolvă. Liderii coaliției și candidatul la primăria generală au fost sprijin pentru Robert Negoiță. Deși edilul a furat startul, toți au profitat să facă o baie de mulțime și au făcut glume încercând să justifice alianța nefirească PSD-PNL. Nu ia fața nimeni, nici măcar pierdori. Nicolae Ciucă nu prea a înțeles la ce eveniment a ajuns. A rostit doar în numele medicului Cârstoiu, deși era la lansarea primarului Negoiță. Noi am convenit să lăsăm deoparte divergențele politice și să sprijinim atât un om cât și un proiect. Cătălin Cârstoiu, doctorul devenit peste noapte candidat, a avut grijă de colegul proaspăt operat. Niciodată n-au fost atât de greu de urcat scările astea. Sufăr să stau aici în picioare, că mă doare operația. Mult succes tuturor candidaților! Normal că Robert, ca de fiecare dată, își complică singur existența, s-a operat alaltăieri. Președintele PSD nu a uitat nici de candidatul abandonat și a fluturat steagul păcii pentru Gabriela Firea. Nu pot să nu-i mulțumesc Gabrielei Firea. Îți mulțumesc foarte mult că împreună cu toate știrile de la televizor, cu toate presupunerile, am reușit și vom reuși în continuare să fim o echipă. Cum candidatul la capitală nu a avut parte de lansare, s-a lipit de evenimentul lui Negoiță, în speranța că îi va lua și din popularitate. Sunt medic și întotdeauna ca medic am tratat suferința, am alinat boala când ea apare. Sunt profesor și am educat tinerii, am format o nouă generație. Până și difuzorul e de acord cu mine. A venit vremea ca Bucureștiul să redevină un oraș cald, un oraș cochet. Lansarea, care a semănat mai mult cu o nuntă aranjată, i-a avut ca invitați de onoare pe toți candidații la sectoare, șefii de partid și de campanie, care au urcat pe rând pe scenă în fața unui public curios. Vă aduceți aminte că erau lansări de candidați cu stadioane pline? Și se lăudau? Nu că le-am duce dorul. Cât de mulți sunt și dar, că... Dar, Cosmin, în momentul în care tu, candidatul la primăria București, treci pentru a ajunge pe scenă prin spatele unor palmieri, s-a cam încheiat. Orice îi spune de pe scenă, rămâne acel moment. Cum să treci prin spatele unor palmieri în București? Despre ce vrea să transmită asta? Ajunge omul pe scenă să țină discursul, pică sonorizarea. Discursul domnului Negoiță era un amestec de eroism și suferință. Mm-hmm. Că un mesaj concret, succes tuturor candidaților. Care tuturor? Că era lansarea domniei sale, deci pentru domnia sa și pentru doctorul Cârstoiu. A fost un eveniment care nu s-a legat de la început până la final. Un eveniment care ar fi trebuit să aducă ceva, mă gândesc că poate pentru membrii de partid, faptul că l-au văzut pe Liviu Negoiță, pe Robert Negoiță în Cârje, faptul că au putut să stea lângă Marcel Ciolacu, iarăși o chestie care m-a frapat. Domnul prim-ministru glumește cu sănătatea sa mentală, că spune că e sănătos la trup, dar cu capul nu prea știu să mai vedem.
nu depășește orice fel de imaginație. Cu capul să vedem, pentru că m-am măgat în ce m-am băgat. Asta spune. A, și continuat. Da, da, da. A, deci, da. Până la urmă... Sunt declarațiile, mă rog, ambianța înregistrată chiar la intrarea celor doi lideri în sală, în sala... Deci, practic, e o nebunie această alianță și atunci asta deduc. Evident că aici orice posibilitate există, pentru că poate alianța să fie nebunia, poate că alegerile să fie nebunia. Faptul că noi vorbim acum despre asta arată eșecul întregului eveniment. Pentru că după un astfel de eveniment trebuie să rămâi cu niște imagini și cu niște idei clare. Ori dacă noi care ne uităm la politică de foarte multă vreme și cu foarte multă atenție nu putem să descifrăm ce a fost acolo, ce ar fi trebuit să înțeleagă oamenii ce a fost acolo de fapt? Ce s-a întâmplat în... O întâlnire cu simpatizanții un preludiu PSD, al lansării candidatului unic la președinție. Dacă așa au început, probabil așa vor și continua, dacă nu se va rupe după alegeri, pentru că asta nu este o alianță care să câștige. Asta este o alianță care deja a pierdut toate alegerile, deși ei au proiectat victoria pe toate canalele pe care le-au avut la dispoziție. Este o nuntă fără lăutari, este o nuntă fără mâncare, este o nuntă fără băutură, este o nuntă fără anfitrion, fără oameni care să știe să vorbească. Tu nu vezi că niciunul nu știe să vorbească acolo? Nu leau cu cuvintele. Unul nu poate să-ți spună un discurs care să însuflețească mulțimea. Mai vine și o doamnă ca... Știi că a fost știrea aia cu o femeie din româncă din Italia, da, din Spania, cu... A avut impresia că îi scrie Brad Pitt. La fel, a venit la Robert Negoiță ca la Brad Pitt, alegătoarea respectivă. Deci totul de un ridicol absolut, care îți arată practic felul în care baza pentru telespectatorii noștri. Este un eșec și e penibil ce s-a întâmplat pentru că și-au dorit să iasă penibil. Nu, pentru că oamenii nu cred. Pentru că n-au știut să facă oamenii altfel. Nu cred. Activul de partid, oamenii aia din sală, care sunt PSD-iști vechi, ei sunt cu partidul până la moarte. Dar nu cred în povestea asta, în farsa asta. Nu cred în candidatul ăsta. Ei știu că nu e pe bune ce se întâmplă acolo. Au fost aduși cu autocarele, ei vin disciplinați. Probabil se vor duce la vot disciplinat, dar la fel ca Robert Negoiță. În cabină vor fi singuri. E o rutină a formalismului. Amintiți-vă de pildă finalul tot așa dezastros al marelui meeting pe care PSD-ul l-a organizat pentru a-l contrapune protestelor din Piața Victoriei și vorbitorii dinspre final ai PSD-ului de pe scenă începeau să nu mai aibă public pentru că publicul ăsta, adus cu autocarele, se retrăgea la autocare pentru a pleca spre județele de unde au venit. Vorbiți despre contramanifestația contramanifestația. După 10 august a lui Dragnea cu sigur că manifestanții da. Plecați în alb. Sigur, este o rutină, deci categoria asta de electorat, care de fapt e o masă de manevră, e obișnuită că din când în când se dă un semn. În ziua X se merge la autocare, există, înțeleg tot din informații de presă, și niște complemente la această poveste, se dau pungi cu mâncare pentru drum și așa mai. Deci știu cum se fac lucrurile astea. Pe Ciucă, pe Nicolae Ciucă. Nicolae Ciucă vine din PNL, unde este altă cultură organizațională. Nu vreau acum să fac un... Nu e, domnule. Bun, haideți totuși să acceptăm că PNL-ul acum e în combinația asta dezonorantă cu PSD-ul, dar a făcut o figură ceva mai civilizată în politica românească și, de asemenea... Și credeți că Nicolae Ciucă Nicolae e Ciucă vine și din militarie, vine și din militarie, din austeritate, dintr-o anumită reținere de comportament care este caracteristică, nu prea se potrivește cu politica din diverse motive, dar nu mai intrăm acum în amănunte. Nu cred că Nicolae Ciucă și nici măcar junele... Pare că nu era petrecerea lui. Eu așa-l văd pe Nicolae Ciucă. Aveți aceeași senzație? Da, participă sigur, la petrecerea sigur. Altuia. Exact. E musafir și atât. Este petrecerea altuia pentru că alții confiscă tot mesajul acestei alianțe.
Eu l-am văzut pe Nicolae Ciucă la reuniuni de partid și nu mi s-a părut mai bine integrat. Pur și simplu, omul așa bună, este. E stângăcia lui așa structurală. Așa este, nu are legătură că era vorba neapărat de lansarea candidaților și că e candidatul PSD. Domnul Nicolae Ciucă nu are priză la masă și nu se aibă prea curând. M-a surprins însă domnul Marcel Ciolacu. Faptul că domnul Ciolacu face politică și a plecat în cariera politică din teritoriu. Ar trebui să știe că un discurs trebuie ținut în fața unor oameni astfel încât să culegi aplauze, să dai senzația de unitate, să dai senzația de, nu știu, chiar și voioșie, orice. Ori în momentul în care tu rostești aceste discursuri și n-ai nicio reacție din partea sălii, pur și simplu o plictiseală, oameni care știau că trebuie să vină la un eveniment și-au venit. Acum, realitatea e, cred, n-am văzut încă manifestări electorale ale AUR, dar alegători, membrii de partid pe care să-i vedem cu entuziasm la evenimente de partid, s-ar putea să nu mai avem anul acesta. Pentru că există o demobilizare foarte, foarte mare în rândul partidelor tradiționale. Ce anunț asta pentru vot, pentru alegeri? La București sau în... În primul rând la București. Înțelegem că aici e marea bătălie. Aici este marele test. Bun, avem două mari partide în București care probabil nu vor reuși să transfere votul politic asupra candidatului comun. Mai mult ca sigur, candidatul PSD-PNL va fi undeva pe locul 3. Electoratul PSD se va duce cu voioșie la vot pentru că va fi mobilizat de partid și va vota probabil cu candidatul de la sectorul 5, cu Piedone, care e PSD-ist, e pe profilul electoratului PSD. Electoratul liberal probabil se va duce și el la vot, dar va vota cu Nicușor Dan. Aici cred că se va da, se va împărți electoratul cum se PSD va solda, și PNL. Cu ce se va solda acest eșec, acest posibil eșec? Păi nu poți să vii după alegeri cu o înfrângere în punctul cheie, primăria Capitalei, că este cel mai important vot ăsta de la primăria Capitalei, degeaba câștigi tu primăria de la Urlaț sau Consiliul Județean Dolj, dacă în București te clasezi pe locul 3. Asta îți arată că forța ta ca alianță este de fapt multă propagandă, multă gargară și anunță de fapt eșecul pentru alegerile prezidențiale. Sau pentru susținerea unui candidat unic pe acest model pentru alegerile prezidențiale. Liliana Ruse, dacă mi-aduc bine aminte, spuneai că au făcut în așa fel încât cei doi lideri să nu dea socoteală pentru un eventual eșec. Au aranjat lucrurile în așa fel încât... Mai mult de atât am și întrebat, că am fost și eu foarte curioasă văzând sondajele, ce se întâmplă în ipoteza unui eșec la București. Răspunsul pe care l-am primit și de la vârful PNL și de la vârful PSD a fost același. Nimic. Fatalitate. Absolut nimic. Pur și simplu vom merge mai departe pentru că nu avem altă posibilitate. Altă șansă nu există decât această alianță PNL-PSD. Mi-e greu să cred că, spre exemplu, Partidul Național Liberal, după această alianță, se va trezi brusc în cazul unui eșec la București și va spune a fost o eroare, haideți să revenim la ce era înainte, adică să candidăm separat PNL și PSD. Pentru PNL ar fi chiar sinucigaș pentru că nu mai are timp să se mobilizeze pentru alegerile care urmează. Urmează totuși prezidențialele și urmează parlamentarele. Nu mai e suficient timp, iar partidul e într-o degringoladă mare. Foarte greu se va mai putea mobiliza. Că despre PSD nu văd ce interes ar avea să îi arunce peste bord pe liberali. Până la urmă, câtă vreme sunt pe liste comune, îi pot controla foarte lejer. Nu există niciun interes. Va fi fatalitate faptul că s-au pierdut alegerile la București. N-aveam ce să facem. Piedone este un candidat imbatabil, pentru că astea sunt calculele pe care ei și le fac. Faptul că Piedone va câștiga, asta sunt informațiile lor și de la asta pleacă toată strategia politică. Piedone era imposibil de bătut, pe oricine am fi adus, nu putea să se bată cu Piedone. Și cu aceasta se va închide discuția în ceea ce privește Bucureștii și vom vedea cu ce se pot lăuda în restul țării. Pentru că e important și câte consilii județene câștigi, și câte primării de orașe mari câștigi. Și probabil că eșecul de la București va fi de eventualele victorii din țară. Cum, ce face Piedone? Strânge semnături. Cum strânge Piedone semnături? E o foarte bună ocazie de imagine pentru el, pentru că au apărut filmulețe, imagini cu Cristian Popescu Piedone, iată-l aici, strângând semnături cu masa lui mică. A devenit personaj masa asta roșie, pe care vedeți că
strânge semnăturile alegătorilor care se opresc, care trec pe acolo, are și susținători, are și altă atmosferă, domnule profesor Lefter. Ei, sigur, așa și-a făcut cariera acest domn, cariera publică. Șef la protecția consumatorului, parcă nu, și făcând turul piețelor agroalimentare ale Bucureștilor, după ce mai întâi anunța presa ca să vină să-l filmeze. Cu un anumit pitoresc personal și de portret și de statură, cu porecla pe care și-a asumat-o, a rogat-o și finalmente înțeleg că și-a și trecut-o în buletin. Da, și-a și însușit-o, cum să-i zicem. Da, deci domnul Cristian Popescu își face jocul mai departe. Eu aș observa însă și că pe lângă alegătorii pe care îi colecționează, în ultima vreme colecționează și sezizări, investigații. USR-ul a depus o plângere pentru utilizări abuzive de fonduri și înțeleg că astăzi chiar Curtea de Conturi a început să ia la bani mărunți diverse operațiuni în care acest personaj politic și administrator de sector a fost implicat. N-aș elimina din perspectivă... Nu că în România Curtea de Conturi ar produce vreun cutremur. Nu, nu, dar n-aș elimina din perspectivă pentru că observ și e firesc să se întâmple așa, să nu mă înțelegeți că vă critică în vreun fel. Avem tendința să discutăm mai ales ceea ce știm că se va întâmpla. Că va pierde acolo, că în America se va schimba, că... Dar stați să vedem și ce se întâmplă și ce se întâmplă până atunci. Pentru că noi suntem obișnuiți în politica românească cu tot felul de lovituri sub centură, adică cu bombe de presă. Vă așteptați, cu... așteptați să câștige Cătălin Cârstoiu? Nu, mă aștept însă să mai fie tot felul de malversațiuni, de bombe de presă, de dezvăluiri, care, schimbe care situația. Pot afecta. Pot afecta campaniile. Să ne gândim cam ce informații ar putea să apară despre Constantin Popescu Piedone, astfel încât Cristian. Imaginea sa, pardon, Cristiana, nu știu ce am cu numele astăzi, astfel încât imaginea sa să fie afectată. Gândiți-vă, domnule profesor, că Piedone vine în fața alegătorilor cu un cec în alb. Pentru că, ce să vezi, a fost o victimă a justiției, așa s-a prezentat. Așa, pur și simplu, nedrept, nedrept la pușcărie, prin urmare, absolut orice scandal de corupție, acuzație penală, investigație, nu poate fi decât o uneltire a unei clase politice corupte. Și asta se poate întâmpla, dar intră în același tip de evoluții de parcurs la care ne putem aștepta. Pentru că, de pildă, ne putem imagina și că, de-a lungul campaniei, doctorul Cârstoiu, susținut de mașina de propagandă, PSD în special, sau PSD-PNL, începe să crească. Și de unde și ia el procente, dacă va reuși să mai crească? Păi din zona lui Cristian Popescu, și atunci s-ar putea să-l vedem pe Nicușor Dan urcând în sondaje înainte de alegeri pe primul loc și atunci s-ar putea chiar să și vedem scenariul evocat și atunci aici. S-ar putea să vedem cum ceea ce spuneți dumneavoastră că s-ar putea întâmpla și anume o nouă victimizare a acestui domn Popescu să-l reurce pe prima treaptă. Deci toate lucrurile astea cred că încă țin de potențialul cum să-i spun tabloid al campaniei electorale în care, de fapt, nici n-am intrat oficial. Da, eu cred că există un public care votează candidatul care îi seamănă. În București, orașul ăsta atât de special, cum ne spun politicienii, cu alegători atât de atipici și de special, există un public care seamănă cu Cristian Popescu Piedone. Ca peste tot. Peste un tot. Om care... cu precădere în București. Există niște oameni care apreciază stilul ăsta golănesc ceea ce al candidatului ardelenii numesc mitici? Cu niște studii făcute undeva în finalul nu? Perioadei de școlaritate. Spre deosebire de el, doctorul Cârstoiu și-a făcut totuși studiile pe bune, știe să are o profesie, are chiar el, o carieră, dar el nu are aderență la masa asta de alegători. Ei se îndreaptă natural spre
Cristian Popescu Piedone, pentru că, din păcate, și aici o să folosesc un cuvânt care nu-mi place, publicul nu votează moral. Mare parte din public merge după Piedone pentru că îi seamănă. Are și, pentru că are nostalgia asta prim secretarului care merge și trântește tarabele în piață. Noi știm pe Piedone de 20 de ani, 25 de ani, de când mergea și arunca ouăle de pe tarabele din piață. Și-a făcut imaginea în timp, este de acolo, din sosul partidului vine, el are baza lui de votanți, indiferent că aceștia au candidat oficial sau nu au candidat oficial. Și cu așa ceva nu te poți spune? Cu așa ceva nu te poți bate? Este greu. Este greu, mai ales în momentul în care vii cu un candidat care nu este membru de partid, îl aduci din afară. Dacă era doamna Firea, candidatul chiar comun, atunci domnul Piedone avea o problemă. Așa, el va lua mare parte din acest bazin electoral. Iar pe partea cealaltă, Nicușor Dan își va conserva probabil bazinul lui și va încerca să ia din electoratul Partidului Național. Și are în continuare o foarte bună șansă de realegere. Nu e deloc de neglijat. Sigur, deocamdată sigur. Discutăm mai ales zonele astea pitorești, cu Cârje, cu Măsuța Roșie, e firesc să o facem, sunt lucrurile care atrag atenția în orizontul imediat al fiecărei zile, în narațiunea fiecărei zile, dar sunt și alte lucruri, sunt și tendințe mai stabile, cum să spun. Două subiecte după o scurtă pauză. Două sperieturi, două subiecte care s-au umflat aproape până la paroxism și după aia brusc au dispărut. Vorbim despre un atac la adresa securității alimentare, chestiunea puiilor galbeni. Și al doilea subiect, ce ne facem să închid supermarketurile în weekend? Amândouă subiectele s-au dezumflat rapid. Ce rost au avut ele? Imediat, rămâneți cu noi. Horia Constantinescu a aruncat bomba cu puii vopsiți și a plecat. S-a retras. A plecat la Constanța. Vrea să fie primar. PSD. Candidat PSD pentru primăria Constanței și renunță la jobul, se suspendă din jobul de la protecția consumatorului. La fel și subiectul cu se închid supermarketurile în weekend, în timp ce ministrul agriculturii tocmai lansase o consultare națională și spunea că va vorbi cu specialiștii, astăzi Marcel Ciolacu a anunțat sub nicio formă supermarketurile rămân deschise, sub nicio formă nu se vor închide, pentru că toate semnalele pe care le-a primit din societate arată că supermarketurile sunt trebuincioase. Avem nevoie de ele în weekend și uite așa, dar cât a durat? Săptămâni întregi. De ce am vorbit atâta despre lucrurile astea? Nu mai vorbesc de cuvintele dure folosite de Horia Constantinescu în legătură cu puii vopsiți. Un atentat serios la adresa securității noastră tuturor. Aici avem pompierii piromani tipici. Oameni care creează scandaluri din nimic sau, mă rog, panichează populația brusc. Apar tot felul de lucruri, cum a fost cel cu supermarketurile. Tot ei au fost cei care au lansat această temă. Ca apoi să vină și să stingă și să această discuție, liniștind populația, care nu-i așa, fusese panicată de faptul că nu vom mai avea supermarketuri în weekend. La fel, domnul Constantinescu. Atenție mare, este un pericol uriaș, dar cu trebuie să plec, că mă duc până la Constanța să candidez, mai vorbim că mă întorc. Și mă întorc, că dacă n-ajung primar, trebuie să mă întorc undeva. Da, mă și suspend. De-aia se suspende. Păi nu mai demisionez. Trebuie, dacă n-ajung primar, mă întorc înapoi și rezolv atunci problema cu salmonella, dacă e cazul. Dacă nu, între timp creez alta și o rezolv pe aia. Oamenii aceștia doar așa guvernează. Cel puțin de când a început guvernarea lui Marcel Ciolacu. Acțiunile guvernamentale sunt de stingerea unor focuri iscate fix de membrii guvernului sau de liderii politici. Și atunci guvernul apare drept salvatorul unei situații pe care el însuși a creat-o, sperând că lumea va rămâne cu acest ultim gest. Uite, Marcel Ciolacu ne-a liniștit, slavă Domnului că am scăpat. Ce făceam dacă se închideau supermarketurile în weekend? Pentru că, ce să vezi, electoratul uită repede. Populația, oamenii se iau cu grijile de zi cu zi. Ultima idee care rămâne în cap, care e? Marcel Ciolacu a rezolvat această problemă. E un stil de guvernare care pare că merge, cel puțin așa se vede până acum. Că merge. O să vedem însă la alegeri dacă electoratul va continua să
sprijine acest tip de guvernare. Aproape că încep să vorbești ca Maria Zaharova. Doamne iartă-mă! Maria Zaharova spunea despre actuala putere de la București care va primi o lovitură neașteptată în curând. Probabil că se referă la atunci să rămână să fie stabilitate. Gata, retrag. Florin Negruțiu, cum sunt cele două teme? Chiar mă gândeam azi dimineață când veneam la radio că Marcel Ciolacu a terminat-o cam repede. În locul lui eu mai țineam o săptămână. Adică duceam nebunia asta la paroxism, ieșeau oamenii să-i ceară scrisori de la consumatori, de la cumpărătorii, la guvern. Prea repede a cules toate punctele de vedere și a venit să liniștească populația. Putea să mai țină măcar până în buza campaniei electorale și atunci să vină ca salvatorul mâncării românilor. Nu? Cred că s-a cam pripit domnul Ciolacu. A folosit la ceva? Chiar s-au speriat oamenii? Ceea ce îți arată că pregătesc altceva. Stai puțin, urmează alt foc pe care îl vor stinge peste o altă. Vă aduceți aminte că am vorbit despre gaura din buget? Cât am vorbit? 9 luni? Roșia Montană am vorbit, la fel ne-am panicat. Limitarea prăților cu cardul, mi-amintește Radu Șerbănescu. La fel, cu cash. La fel, tot felul de conflicte inexistente, de situații, de pericole inexistente apărute din iscate, repet, de membrii ai guvernului. Apărute, după care stinse pur și simplu. Tată Florin Negruțiu, posibilitățile sunt nenumărate. Până la campanie ne putem trezi, nu știu, cu topirea ghețarilor de nu știu unde. Noroc că vine... E o problemă, nu e o problemă și Marcel Ciolacu poate să aibă un punct de vedere aici ca să... Și să rezolve această problemă. Aici, acum, de ozon. Acum, momentul în care să stingi focul, mai repede sau mai târziu, poate pune unele probleme, pentru că dacă nu, dacă îl stingi prea repede, nu-și face ecourile. Dacă îl stingi prea târziu, îngrijorează prea mult lumea și se vede că te-ai grăbit să-l stingi, că îți dai seama că ai scăpat lucrurile de sub control. Amintiți-vă protestele transportatorilor și fermierilor care s-au prelungit prea mult și n-au făcut bine. Și ele cred că ar putea intra în seria ce spuneați, provocate de politicieni sau de către asociații, sindicare, grupări afiliate. Pentru că am cam văzut că nu era ce părea la prima vedere când a fost atunci marele protest cu blocări de șosele, de intrări în București. Și aici deja lumea începuse să fie cu adevărat deranjată de perspectiva închiderii supermarketurilor, care sunt niște toposuri preponderent alimentare, da, dar sunt și sociale, socioculturale, da. Trebuie luate în serios. În spațiul occidental e adevărat că în multe țări sunt închise în weekend marile magazine, pentru că acolo există o mai veche tradiție sindicală care își impune niște reguli pentru a le permite angajaților să aibă weekendul liber. Dar acolo magazinele astea sunt mai ales pentru cumpărături. La noi ele s-au dezvoltat într-un fel de centre de loazir, de entertainment, cu restaurante, cu concerte, cu chiar tot felul și acolo de... deciziile au fost luate în urma unor referendumuri și pentru acele referendumuri s-a făcut campanie. Și oamenilor li s-au prezentat ambele variante și ei s-au dus și au votat în cunoștință de cauză și au fost luate deciziile astea. Mai există știrea, informația conform căreia porumbelul care a ieșit de pe gura ministrului agriculturii, subvențiile agricole pentru stuful din Delta au fost plătite, este vorba despre 5 milioane de euro. Vă aduceți aminte scandalul, vă aduceți aminte suspiciunea de fraudă că a fost transformată o zonă de stuf din Delta în pășune pentru a primi această subvenție. Și atunci parchetul european, inclusiv parchetul european, investigează cazul. În urma investigației parchetului european știam că plățile au fost oprite. Iată că nu. Banii au fost plătiți. Liliana Ruse. Este conexiunea Paul Stănescu. Conexiunea Paul Stănescu de care fuge absolut toată conducerea PSD în frunte cu Paul Stănescu. Să mă gândeam la acest tip de guvernare prin sperietură și în ce măsură este el util actualei alianțe. Nu văd cum ar putea fi util, pentru că, într-adevăr, apare Marcel Ciolacu sau Nicolae Ciucă sau ministrul agriculturii sau ministrul de finanțe care găsește în groapă scandalul pe care l-a creat.
Însă sentimentul pe care până la urmă lasă acești oameni în rândul societății este a unei zmucituri permanente a societății. Se întâmplă brusc ceva, lucrurile ne scapă de sub control. Ori asta nu are cum să ajute. În condițiile în care tu vii cu un mesaj de stabilitate, să rămână această alianță pe vecie, pentru că este nevoie să fie stabilitate în țară. Ideal e să o și proiectezi. Adică să le arăți oamenilor că sub conducerea ta nu se întâmplă lucruri neprevăzute. Nu poți să introduci o temă, cum a fost cea cu supermarketurile, brusc, fără niciun fel de pregătire a populației, după care să zici, nu mai discut. Nu poți să anunți că România va pierde nu știu câte miliarde în procesul cu Roșia Montană, după care să te miri totul, dar de unde ai ieșit atâta scandal? În condițiile în care tu l-ai alimentat. Uh-huh. Ori tipul ăsta de acțiune guvernamentală nu face decât să îndrepte electoratul către formațiunea care promite ordine. Ordine, respectarea până la sânge a legilor, adică la aur. Asta este estimarea pe care eu o fac. Dacă vor continua în această direcție, nu vor împinge alegătorii decât spre formațiunile de extrem. Poți să guvernezi prin încredere, proiectând încredere, asta înseamnă să ai niște lideri care să inspire încredere, sau poți să guvernezi prin frică. Și aici sky is the limit. Adică consilierii, consultanții politici pot să creeze scenarii nenumărate până la alegeri. Noi am ales în țara asta să guvernăm prin frică. Umblăm la spaimele românilor și livrăm săptămânal câte un scenariu de genul ăsta. Niciodată n-a fost pusă problema serioasă a închiderii supermarketurilor. Hai să fim serioși. Supermarketul în România este a doua biserică a românului. Duminica se duce la biserică și după aceea se duce să-și facă cumpărăturile. Împinge un cărucior, pentru că nu este vorba doar despre cumpărături. Pentru mulți este singura formă de distracție sau de socializare. Te duci printre rafturi, mai vezi cât au crescut prețurile. De fapt, asta este problema pe care acest scandal o îngroapă. Și când cum ești din partea de, mâncare, și când ești din partea de supermarket, oprești și bei un suc, mănânci un pateu sau ceva la fast food-urile care au crescut în jurul sau multiplicat precum ciupercile după ploaie în aceste conglomerate. Deci în felul acesta subiectul prețurilor a trecut în plan secund, de fapt oamenii s-au speriat de... Sperietoare și mai mare. Or fi crescut prețurile, dar nu mai avem unde să plătim prețurile astea crescute. Uite, a venit domnul Ciolacu și ne-a salvat supermarketurile, adică singura formă de distracție. Dacă ne salvează și televiziunile, știi? Că românii se distrează la supermarket și la televizor, mare parte. Așa spun statisticile. Dar prețurile rămân în toate sondajele subiectul numărul 1 de îngrijorare pentru populație. Deci eu cred că e nu important. Nu e doar în România asta îngrijorarea pentru prețuri. E peste tot în lumea în acest sigur, moment. Sigur, dar să încerci să acoperi toată această îngrijorare cu scandalul din acesta este, pe lângă faptul că e ilogic, nu ți aduce beneficii electorale. Explică-i omului de ce a crescut atât de mult prețul la pâine, de ce a crescut prețul la, mai știu, produsele alimentare de bază. Și atunci omul va avea încredere în tine. Și dacă tu îi spui cinstit de ce plătim atât de mult pe alimente, s-ar putea să-ți dea votul din convingere. Și s-ar putea să vină la urne și să spună, uite, mi-a spus adevărul. Și îmi promite că după alegeri o să fie mai bine. Îi dau votul? Îl dau. Dar în condițiile în care tu nu faci decât să-l păcălești și creezi astfel de șocuri, la ce să te aștepți? Câteva cuvinte despre ministrul agriculturii, pentru că toate cele trei subiecte despre care am vorbit în ultimele minute se închid la ministrul agriculturii. Că e vorba despre supermarketuri, că e vorba despre puiul îngălbenit, că este vorba despre stuful care e furaj în Delta Dunării. Toate se închid la ministrul agriculturii. Omul ăsta câtă încredere răspândește? Enormă. Am o încredere în ministrul agriculturii mai mare decât Paul Stănescu. Adică eu nu înțeleg în primul rând de ce mai este omul acesta în guvern. Într-o țară normală, omul acesta n-ar fi trebuit să fie numit în guvern și să mai fie în guvern după scandalul stufului din Delta Dunării. El este executantul, capul răutăților este Paul Stănescu, dar el a fost mâna politică care a promovat legea aceasta. Acum, eu nu știu dacă banii aia s-au plătit. Ministrul spune că s-au plătit. El așa spune. Eu țin minte când am citit ultima oară această știre că plățile au fost oprite de APIA. Șeful APIA, tocmai de asta fusese schimbat atunci, pentru că oprise plățile către firmele familiei Stănescu. Dacă între timp s-au deblocat aceste plăți, mi-e greu să cred lucrul ăsta.
Poate ele s-au făcut atunci, în perioada de dinainte de începerea investigației parchetului european. Pe bine, acest ministru... Dar trebuie să verificăm lucrurile. Dă declarații și după aia zice că a greșit, că a fost rău înțeles, așa și cu povestea cu Nicolae Ceaușescu de zilele trecute. Aurul, cum? Verde? Aurul verde al României. Stuful, nu? Este aurul verde al României. Da, da, da. Domnul ministru, aducându-și aminte că la Revoluție avea 10 ani și totuși admirația pentru Ceaușescu răzbătea din ce spusese. Da, e un personaj deplorabil, nu e chiar atât de caragios cum era acel ministru al al economiei, nici nu mai știu cum îl cheamă. Domnul Andrușca, dar totuși intră în același paradigmă. Vă mulțumesc tuturor. Andreea Popa vă așteaptă imediat cu ultimele informații. Seară bună!